Compania belgiană Avesta Battery and Energy Engineering va construi la Galați o fabrică de baterii pentru industria auto, investiție estimată la 1,4 miliarde de euro. Lansarea oficială a investiției s-a desfășurat în cursul zilei de marți, 27 iunie, la primăria din localitatea belgiană Ninove. La conferința de presă de prezentare a proiectului au luat parte, printre alte oficialități de prim plan, prim-ministrul Belgiei Alexander De Croo, directorul general al Comisiei Europene Joachim Nunes de Almeida, ministrul român al economiei Ștefan Radu Oprea, europarlamentarul gălățean Dan Nica, primarul Galațiului Ionuț Puchianu și reprezentanța ai companiei ABE. Cu această ocazie, premierul Alexander De Croo s-a declarat mândru de investiția pe care compania belgiană urmează să o lanseze la Galați. Why am I so proud of this? Is a number of reasons. First of all, of course, of the technology you are developing, but secondly also that you're showing what Europe is today. And Europe today is all about cooperation. It's all about working together, and we have seen this in the multiple crises that we have. This cooperation between AB and Romvold is a remarkable one, because it has all the characteristics of what we need. It's disconnecting as much as possible from strategic dependencies which could be harmful. And as someone said in the meeting here, it's a problem when European cars, 40% of the value of European cars would come from China. They have nothing, there's nothing against trading with China, and I think we as Europeans should be open to the rest of the world. But too much dependency, we've seen what happens if we have too much dependency. În cadrul evenimentului de lansare a fost organizată și o vizită la sediul companiei ABE și prezentarea unor facilități de cercetare și producție care vor fi practic multiplicate la o scară mult mai mare la Galați. ABE a înregistrat în România subsidiarea ABE Romvold, viitoarea fabrică de la Galați, urmând să aibă o capacitate de 22 de GWh pe an, iar ca posibilitate de extindere este prevăzută și o unitate de reciclare a bateriilor cu o capacitate de 50.000 de tone pe an. Compania va furniza baterii în principal pentru industria auto, în România aflându-se constructorii Renault, Dacia și Ford, dar și pentru piața staționară, deoarece stocarea este necesară pentru tranziția la energie regenerabilă. Din punct de vedere financiar, pentru susținerea investițiilor, ABE dorește să mobilizeze suma de 1,4 miliarde de euro prin folosirea mai multor instrumente financiare, precum capitalul propriu sau creditele bancare, dar sunt luate în considerare și subvențiile de stat și granturile europene pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi. În acest context, a fost deja conturată o foaie de parcurs pentru derularea și localizarea investiției de la Galați. E vorba de 60 de hectare ce urmează a fi concesionați de către această companie belgiană în zona liberă deținută de primăria municipiului Galați. Cel mai probabil, începând din ianuarie, vor începe toate demersurile pentru obținerea autorizației de construcție. Sperăm să nu dureze o veșnicie și ca toți avizatorii care trebuie să-și pună parafa pe o astfel de autorizație să înțeleagă importanța unei astfel de investiții la Galați și lucrurile să meargă bine. Cel mai probabil, undeva până la sfârșitul lui 2024, vom avea autorizația de construcție și efectiv construcția în sine va începe. Construcția, înțeleg că ar trebui să dureze undeva la un an jumătate maxim și atunci cel mai târziu în 2027 să se realizeze sau să iasă pe ușile acestei noi fabrici prima baterie produsă la Galați. Portofoliul companiei ABE include soluții integrate pentru proiectarea și producerea bateriilor. Belgienii desfășoară deja operațiuni în aceste domenii în Belgia, Turcia și Macedonia. Compania ABE are parteneriate cu o serie de companii de anvergură în domeniul tehnologiei, printre care Siemens, Hitachi, Takenada și Prime.